Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou video. Readucem astăzi în Football Manager un nou jucător important al Naționalei României, un nou fundaș central care, deși la echipa națională nu a reușit performanțe foarte importante la echipele de club, a fost un jucător foarte important și a reușit să câștige trofee foarte multe, ba chiar mai mult, la un moment dat devenise unul dintre cei mai importanți fundași centrali din Europa. E un fundaș central care și-a început cariera la Reșița, după care s-a mutat la FCU Craiova în 1998. A părăsit România pentru a se alătura clubului olandez Ajax Amsterdam un sezon mai târziu. Performanțele sale din postura de capitan al celor de la Ajax au adus un transfer de 18 milioane de euro în capitala Italiei, la Roma, în 2003. A câștigat o Cupa Italiei în ultimul din cele 4 sezoane petrecute la Roma, iar după s-a mutat la Milano pentru a semna cu echipa celor de la Internaționale. Și a petrecut acolo restul carierei înainte de a se retrage în 2014. Sezonul cel mai bun din cariera lui a fost cu siguranță cel din 2010, atunci când a reușit o triplă istorică cu Internaționale Milano, cupă, campionat, Liga Campionilor sub comanda lui José Mourinho. A adunat 75 de selecții internaționale pentru România între 1999 și 2010 și a făcut parte din echipele care s-au calificat la campionatul european din 2000 și 2008. După retragere a devenit expert în fotbal pentru posturile de televiziune italiene Sky Sport și Fox Sport și în acest moment este observator tehnic pentru UEFA, dar și antrenor la Inter Primavera. E bine, acesta este Cristi Chivu, unul dintre cei mai importanți fundași centrali din istoria naționalei. Îl readucem la 16 ani în echipa celor de la CSM Reșița. Din păcate, pentru început va evolua în Liga 3, însă sper eu să facă repede pasul spre Liga 1, iar după să se transfere în Europa și să devină un jucător foarte important pentru Naționala României. Câteva atribute foarte interesante și importante pentru Cristi Chivu la numai 16 ani: first touch, heading, passing și tackling 11, marking 12, aggression 13, bravery și leadership 12, anticipation, composure, concentration, decisions, positioning, teamwork și work rate 11, agility 11, jumping reach 12, natural fitness 13, stamina 12 și strength 11. Nu are o cotă foarte importantă, în acest moment costă undeva la între 90.000 și 275.000, dar are un potențial foarte, foarte mare Cristi Chivu. Abia aștept să văd cât va reuși să rămână el la Reșița și cât repede va reuși să părăsească campionatele României să se transfere afară. E bine, vom semura următorii 5 ani din cariera lui Cristi Chivu și revenim imediat să vedem unde se află acesta peste numai 5 ani. Wow! Numai 5 ani distanță, Cristi Chivu arată senzațional. În acest moment are un curent ability de 5 stele, o cotă între 44 și 131 de milioane și este sub contract cu Bayern München. Wow! Ceea ce a reușit în 5 ani de zile Cristi Chivu mi se pare absolut senzațional. Să pleci din Liga 3 din România, iar la 21 de ani deja să fii un jucător foarte, foarte important, mi se pare un lucru destul de interesant. Deja câteva atribute absolut senzaționale pentru Cristi Chivu: heading și tackling 16, marking 15 pentru un fundaș central senzațional, anticipation 17, concentration, decisions, leadership și positioning 16, determination 18 în continuare. Da, are încă potențial să mai crească Cristi Chivu. Vedem bravery, composure și aggression 14, off the ball la fel și vision 14. Arată perfect din punct de vedere mental în acest moment, dar și din punct de vedere al fizicului este senzațional. 17 jumping reach, pace 17, stamina, strength
și Agility 16, Acceleration și Natural Fitness 15, Balance 14, Pace 17. Arată incredibil în acest moment Cristi Chivu la numai 21 de ani. Hai să vedem cum a început cariera lui. Doar un match în tricoul celor de la CSM Reșița. Foarte ciudat, doar un singur meci jucat, însă înlocuiește voluntariu destul de repede, îi vede potențialul și îl aduce în Liga 1, plătește doar 235.000 de euro pe el, joacă în acest sezon, tot sezonul la voluntari, 38 de meciuri în Liga 1, un assist, în total 41 de meciuri, am jucat 3 meciuri și în Cupa României, un average rating de 6.86, nu este absolut rău deloc. În sezonul următor prinde doar prima parte a campionatului, 20 de partide jucate în Liga 1, 2 goluri, 2 asisturi, average rating de 7.13 și deja Bayern München vine și plătește 2.200.000 pe el. Destul de repede, la numai 2 ani de zile, deja ajustase aproape de 18 ani aici Cristi Chivu. Însă nu prinde echipa imediat la Bayern München, este lăsat împrumutat în continuare și pentru sezonul, pentru a doua parte a sezonului la voluntari și joacă de 18 ori titular în această echipă în Liga 1. După primul sezon full la Bayern München, vedem a fost foarte inspirat Bayern München. L-a lăsat încă un sezon să mai crească, iar când a ajuns la ei deja era la un nivel foarte important. Joacă de 34 de ori în Bundesliga în primul sezon, 4 goluri, 2 asisturi, un average rating de 7.22, o notă foarte, foarte bună. În total 50 de partide în acest sezon pentru Bayern, 4 goluri și 3 asisturi. Iar în sezonul abia recent încheiat, doar 29 de partide în Bundesliga, un gol și un asist, în total 46 de partide în acest sezon pentru Cristi Chivu. Deja are 27 de partide pentru echipa națională la numai 21 de ani, sunt sigur că va depăși recordul lui personal de prezență la echipa națională, sunt sigur că va evolua mult mai mult decât a făcut-o în realitate. Arată absolut senzațional, numai 21 de ani Cristi Chivu, hai să mai simulăm încă 5 ani și revenim imediat să vedem cât de mult a crescut acesta. 10 ani trecuți peste Cristi Chivu și vedem, a schimbat echipa. La 26 de ani este sub contract cu PSG, are o cotă între 53 și 158 de milioane. În continuare, 5 stele cu rentabilitate pentru Cristi Chivu la numai 26 de ani. Vedem, deja a depășit recordul din realitate. Deja are 73 de apariții în tricoul naționalei și 4 goluri marcate. Arată senzațional Cristi Chivu. S-au mai modificat un pic atributele, le enumerăm doar pe cele mai importante, cele cu verde. Heading 17, marking și tackling 16, anticipation 18, concentration la fel 18, determination 18 în continuare, decisions și leadership 16, positioning 17, jumping reach la fel 17, agility, pace, stamina, strength 16, acceleration, balance și natural fitness 15. Din toate punctele de vedere arată senzațional Cristi Chivu. Hai să vedem ce au mai reușit la Bayern München. Până la urmă au fost destul de multe sezoane la Bayern München, reușite să stea 2, 4, 6 sezoane în Bundesliga, după care abia are un sezon în tricoul celor de la PSG. E bine, rămăsesem undeva aici. În sezonul următor are din nou 29 de apariții în Bundesliga, 4 goluri scrise de Chivu, 38 de apariții în total în acest sezon. Următorul sezon, 32 de apariții în Bundesliga, 43 în total, 5 goluri marcate în acest sezon de Cristi, 34 de apariții în următorul sezon în Bundesliga, 50 în total în acest sezon, iar în ultimul sezon la Bayern are 33 de apariții
apariții, 2 goluri, 49 de apariții în total în tricou celor la Bayern. Plătește Paris Saint-Germain 77 de milioane pe el, mi se pare foarte, foarte puțin la calitățile și la cum arată Kivu în acest moment, cred eu că putea să obțină chiar mai mulți bani în cei de la Bayern. În primul sezon în Franța, în Liga, are 35 de apariții în această competiție, 3 goluri, 2 asisturi, un average rating de 7.37, cel mai mare de până acum pentru Cristi Kivu, 47 de apariții în total în acest sezon. Super important Cristi Kivu, deja a jucat la două echipe foarte, foarte importante. Hai să mai simulăm încă 5 ani și să vedem dacă schimbă din nou echipa sau rămâne la Paris Saint-Germain pentru încă 5 sezoane. În acest moment are contract până în 2035. Hai să vedem dacă va schimba în 2035 echipa sau rămâne cu tânăre la PSG. Suntem în 2036. Deja au trecut foarte mulți ani peste Kivu, deja are 20 de ani de carieră în acest moment, ajuns la 31 de ani, în continuare se află sub contract cu PSG, așadar a prelungit contractul până în 2038 și are un contract de 22 de milioane pe an, aproape 23 de milioane pe an. În continuare arată senzațional Cristi Kivu. Vedem foarte multe atribute cu verde, foarte multe atribute care au crescut peste 15 din punct de vedere fizic, arată senzațional. Agility 18, Balance, Natural Fitness, Pace, Stamina și Strength 16, Jump Eric 17, Heading și Tackling 16, Marking 15 în continuare, Anticipation, Concentration și Determination 18 în continuare, Decisions, Leadership 16, Positioning 17, absolut senzațional și la 31 de ani are un Current Ability de 5 stele. Să vedem ultimii 5 ani ce a reușit Cristi Kivu, câte meciuri a reușit să joace și ce cifre a avut în tricoul celor la Paris. 37 de apariții în Ligue 1 aici în al doilea sezon, 4 goluri, 2 asisturi, 57 de partide în total. Din nou 37 de partide, din nou 4 goluri, 2 asisturi, 50 în total în acest sezon. 36 de partide în următorul sezon în Liga, 2 goluri, 2 asisturi, 50 de apariții în total. Scade ușor aici, 29 de partide probabil a fost accidentat, 4 goluri, 3 asisturi, 42 de partide în total. Iar în ultimul sezon, în sezonul abia recent înviat, 35 de partide, 1 gol, 2 asisturi, 49 de meciuri în total în acest sezon pentru Cristi Kivu. Arată absolut senzațional, deja are o carieră absolut senzațională Cristi Kivu. Sunt curios să văd dacă va rămâne până la final în tricoul celor de la PSG și dacă se va retrage de la această echipă. Azi simulăm următorii încă 3-4-5 ani de zile să vedem cât va mai juca Cristi Kivu și revenim la finalul carierei să vedem când se va retrage acesta. Ei bine, surprinzător! Deși i-am adăugat acolo la career plans că și-ar dori să joace în Serie A, e bine, Cristi Kivu se transferă foarte, foarte târziu și ajunge în acest moment la 37 de ani, a jucat în tricoul celor de la Fiorentina, să vedem pentru câte sezoane a jucat la Fiorentina, pentru 3 sezoane. Nu este rău și vedem în sfârșit Cristi Kivu are de gând să se retragă în numai 2 săptămâni din fotbal. O carieră absolut senzațională pentru Cristi Kivu, reușește să joace la 2 echipe foarte importante ale Europei și probabil a reușit să câștige și foarte multe trofee destul de importante. În primul sezon la Fiorentina joacă de 37 de ori în Serie A, 2-5 asisturi, 33 de partide după 2 asisturi și 31 de partide în sezonul abia recent încheiat, doar un singur asist. Cred că mai putea să mai joace, chiar și în acest moment are un Current Ability de 4 stele jumate, și dar putea să mai ducă un an, doi, însă la 37 de ani Cristi Kivu alege să se retragă din fotbal. În continuare arată absolut senzațional, au scăzut un pic
toate atributele, însă cred eu că putea să mă joace câțiva ani de zile. Hai să ne uităm la biografie, pentru că probabil este una destul de bogată. Kivu este recunoscut ca un global superstar în acest moment și a început cariera la CSMR și ța împotriva celor de la Viitorul Chiman. A marcat primul gol pentru Voluntari, jucând împotriva celor de la CFR Cluj în septembrie 2023 în Liga 1. După ce și-a făcut debutul pentru Naționala României împotriva Cehiei în 2023, a jucat de 102 ori pentru echipa națională și a reușit să marcheze de 7 ori pentru Naționala României. Și-a început cariera la Reșița în sezonul 2020-2021, așadar a jucat undeva la 21 de sezoane Cristi Chivu. Doar o singură apariție pentru el, pentru CSM Reșița, însă s-a transferat imediat la Voluntari, pentru care a jucat de 58 de ori și a marcat 2 goluri în cei 2 ani de zile. În 2024 se transferă la Bayern München pentru 2 milioane și joacă de 191 de ori în tricoul bavarezilor și marchează 17 goluri. Și a petrecut returul campionatului împrumut la Voluntari și a jucat de 18 ori. Așa, Kivu a câștigat de 2 ori Cupa Germaniei în 2029 și 2030, Supercupa Germaniei de 3 ori consecutiv 2026, 2027 și 2028, Bundesliga de 6 ori între 2025 și 2030, 6 ori, wow! În iulie 2030 s-a transferat la PSG pentru 77 de milioane și a avut 302 apariții pentru această echipă și 22 de goluri. La PSG a câștigat Champions League în 2039, Cupa Franței de 7 ori între 2032 și 2039, Ligue 1 de 9 ori între 2031 și 2039 și de 6 ori trofee de Champions între 2031 și 2038. S-a transferat la Fiorentina în 2039 pentru 9.750 și a jucat de 100 de ori, 101 ori și pentru Fiorentina, marcând 4 goluri pentru acest club. Și a construit o carieră senzațională, 34 de competiții câștigate în total de Cristi Chivu, le-am enumerat mai devreme, un Champions League cu PSG, de 7 ori Cupa Franței, a câștigat de 2 ori Cupa Germaniei, de 6 ori campion în Germania, de 6 ori Supercupa Germaniei, de câte ori a câștigat la rând, 8 ani la rând, între 2031 și 2039, Ligue 1, campionatul din Franța, și de 6 ori trofee de Champions. Chivu a fost recunoscut pentru talentul lui și a primit și câteva trofee individuale. Romanian Young Player of the Year de 2 ori, Romanian Player of the Year de 3 ori și World Under 21 Football of the Year. Da, o carieră senzațională pentru Cristi Chivu, jucătorul creat de noi în Football Manager. Sincer, a depășit cu mult ceea ce a reușit el în realitate, a reușit să câștige câteva trofee și în realitate destul de importante, de 3 ori campion în Italia, de 3 ori Cupa Italiei, de 2 ori Supercupa Italiei, de o singură dată campion în reușit să câștige cu Ajax Amsterdam campionatul în Olanda odată cupa în Olanda și Supercupa. Din punct de vedere individual, de 3 ori fotbalistul anului în România, odată fotbalistul anului în Olanda, a reușit să câștige FIFA World Cup cu FC Internaționale Milano, dar și Champions League cu această echipă. Așadar, are 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 13 trofee câștigate cu echipele la care a evoluat. Iar în seria noastră, în această carieră construită de noi, a reușit să adune numai puțin de 34 de competiții câștigate.
Și din punct de vedere internațional s-a prezentat mult mai bine. În realitate, Cristi Chiu, 67 de apariții sub tricolor, iar în această simulare a noastră, 102 apariții și 7 goluri. A arătat foarte, foarte bine, până la urmă și-a depășit cu mult ceea ce a reușit în realitate. A reușit să creăm un fundaș central foarte important, atât pe plan al cluburilor la care a evoluat, dar și pe planul internațional, pe planul echipei naționale. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod. Vă mulțumesc pentru atenție, prieteni, până data viitoare. V-am pupat!